Putin recrutează cetățenii din Asia Centrală care locuiesc în Rusia. Cetățenii din Asia Centrală care locuiesc în Rusia sunt presați și ei de războiul din Ucraina, asta pentru că aceștia riscă să intre în armata rusă. Armata rusă suferă pierderi neașteptate, iar dovezile și mărturiile activiștilor pentru drepturile migranților evidențiază că etnici din Tajikistan, Cârgăstan, Kazahstan sau Uzbekistan au semnat contracte de mercenariat cu armata rusă în schimbul obținerii cetățeniei ruse, scrie The Moscow Times. Războiul început de Rusia pe data de 24 februarie a făcut un număr mare de morți de ambele părți. Într-o conversație prin intermediul Telegram, Valentina Ciupic a declarat pentru The Moscow Times că a observat două modalități prin care migranții sunt vizați pentru a fi recrutați. Firește, asta era o minciună completă, pentru că legea nu permite acest lucru, a spus Ciupic. Le-am spus acestor ortit că cei care i-au apelat sunt escroci, a adăugat avocata. Guvernul rus folosește muncitorii migranți în armată. Cred că guvernul rus folosește muncitorii migranți ca carne de tun în războiul din Ucraina. Acești migranți sunt probabil înscriși în luptă din partea Ministerul Apărării ori integrați în companii militare private, a afirmat Ciupic. Potrivit direcției principale de informație a Ministerului Apărării din Ucraina, Vladimir Putin ar intenționa să folosească și minorii în lupta sa împotriva Ucrainei. Cu privire la organizarea implicării membrilor Mișcării Publice Militaro-Patrioticei în Armia în desfășurarea unei operațiuni speciale pe teritoriul Ucrainei, spune Sergei Șoigu, ministrul rus al Apărării.